De 5 ani, Curtea de Argeș găzduiește duatlonul Regal Invictus, o competiție gratuită deschisă tuturor iubitorilor sportului. Concurenții se întrec mai întâi pe bicicletă, apoi într-o cursă de alergare de 8 km. Nu am întâlnit un Invictus nesuperb. Sunt oameni atât de frumoși încât ei nu au povești, ei sunt o poveste. Ne-a plăcut amândouă. N-a fost nici ușor, dar a fost plăcut. În familie ați alergat? În familie am alergat. Concursul este organizat de Invictus România, organizație care ajută militarii răniți în teatrele de operațiuni să se recupereze prin sport. Prima dată în care particip la duatlon aici, în Curtea de Argeș, a fost frumos. Trasee alergare plecat toți împreună. Copiii au fost într-un număr mult mai mare decât eu personal m-aș fi așteptat. Mi-a plăcut că sunt și foarte veseli, mi-a plăcut că au pus suflet atunci când au alergat. Prima ediție a duatlonului de la Curtea de Argeș a avut loc în 2017, iar de atunci numărul participanților a crescut constant.